cei de la minoritățile naționale? Am discutat cu dânsii despre buget și despre restructurarea guvernului și, așa cum am fost totdeauna foarte corecți, la fel vor fi și ei. Când Popescu Tăriceanu spunea puțin mai devreme că ar avea în vedere portofoliile de la finanțe și economie, există o variantă în care... N-am discutat încă nimic despre structura noului guvern. Întâi trebuie să vedem ce vrem să facem în 2015-2016 legat de programul de guvernare al USL-ului, pe care știți foarte bine, pe zona economică, pe zona agricultură, fonduri europene, social, și de asemenea programul politic care ține de Parlament, și anume modificarea Constituției, legii, codul electoral, organizarea administrativ-teritorială. Toate aceste lucruri trebuie să le discutăm în primul rând în coaliție, după care trebuie să le discutăm cu cei de la opoziție, pentru că dacă vorbim despre mari proiecte, revizuirea Constituției, organizarea administrativ-teritorială, codul electoral, lucrurile astea nu le poate face doar majoritatea actuală, ci trebuie să existe un dialog și o activitate comună împreună cu cei de la ACL. Și cred că împreună, în cadrul Parlamentului, că aici este cadrul instituțional, trebuie în 2015 să găsim soluții, pentru că este evident că procesul început în 2013 și înghețat după aceea din cauza anului electoral trebuie să continue de reformă constituțională, electorală și administrativă. Cei de la PNR ar putea primi și o funcție de vicepremier? N-am discutat încă. Când o să discutăm, o să vă spun. La guvern a ajuns ceva de la Comisia Europeană privind contractele derulate prin Ministerul Fondurilor Europene cu ASESOPT și Teldrum? Nu cunosc așa ceva și nu știu ce sursă aveți. Când vreți să vedeți cu guvernul? Vă mulțumesc, mai târziu.